În urma negocierilor purtate de conducerea Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara cu reprezentanții Ministerului Sănătății, unitatea spitalicească va beneficia și în acest an de investiții. În acest sens, Ministerul Sănătății a alocat suma de 2.200.000 de lei pentru finalizarea lucrărilor de reparații la secția chirurgie și pentru modernizarea secției de ATI. Primăria Municipiului Hunedoara va contribui cu o cofinanțare de 5% din valoarea totală a investițiilor.